Slăvit să fie Domnul! M-am gândit la două versete de la Sfântul Evanghelist Ioan, din capitolul 16. Dar eu vă spun adevărul, a zis Mântuitorul. Vă este de folos ca să mă duc eu, că dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi. Iar dacă mă voi duce, vi-l voi trimite. Și în capitolul 20, adevărat, adevărat, vă zic vouă, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Dragii mei frați și surori, acestea au fost cuvintele Mântuitorului nostru drag, care a venit să-și întemeieze o biserică în lumea aceasta, care să fie a Lui, prin care să își poarte numele Său pe toată fața pământului acestuia, prin care să se preamărească și să se slăvească în numele Său, niște suflete care să fie a Lui, cu un legământ sfânt și veșnic, care să simtă că El este al lor, dar și El să simtă că ei sau noi suntem ai Lui. Vă voi trimite un mângâitor, a zis Mântuitorul, un mângâitor. Câte roluri are Duhul Sfânt în viața bisericii? Dar Mântuitorul, iată cum îl numește, un mângâitor. De ce un mângâitor? Pentru că așa cum am citit în versetul 20 și așa cum, după cum ne-a spus Mântuitorul, biserica Lui va trece mereu printre și prin tot felul de necazuri, de dureri, întristări, lupte. Din pricina numelui Meu veți fi urâți de toți, a zis Mântuitorul. Veți fi scoși afară, din sinagogi, bătuți, alungați, chinuiți și așa mai departe. Asta a fost soarta bisericii și va fi soarta bisericii până la sfârșitul viacurilor. Ca un crin în mijlocul spinilor, spune minunatul om al lui Dumnezeu, așa este mireasa Mea între celelalte fecioare, ca un crin în mijlocul spinilor. De aceea neapărat aveam nevoie de un mângâitor, care tot timpul să fie lângă noi, care tot timpul să ne mângâie, să ne întărească, să ne ridice. Nu-i ușor să mergi tot printre lovituri, tot printre suferinți și necazuri. Omul este așa de slab și este ispitit să cadă sau răbdările lui ajung la margine și nu poate răzbi. De aceea Mântuitorul a zis, nu vă voi trimite un învățător, ci un mângâitor. Deși El era Duhul Domnului, îi este și învățător. Dar cel mai mult biserica va avea nevoie de un mângâitor. Iată, fratele Traian, cât de mult a suferit. 17 ani de dureri și chinuri. Cine ar putea rezista dacă nu avea un mângâitor, un dulce și drag mângâitor, care întotdeauna să-l mângâie și să-l întărească, să-l îmbărbăteze? Fii tare! Nu ceda! Nu cădea! Privește în sus! Domnul și dragul tău mântuitor, care și El a trecut tot pe aici, asta e calea pe care El a trecut întâi și apoi trebuie să treci și tu, trebuie să trec și eu, trebuie să trecem fiecare. Oare nu era cel mai necesar de un mângâitor? Ba da! Dragostea Mântuitorului nostru așa a găsit în înțelepciunea Sa un mângâitor să ne trimite.
dragii mei frați, prin câte necazuri și suferințe treceți și voi și trecem și noi. Numai atunci simțim și ridicăm ochii în sus și zicem, Doamne, fii binecuvântat că ne-ai trimis un mângâitor. Pe Duhul adevărului. O biserică lovită, o biserică chinuită, dragostea te înconjoară cu mângâieri, mângâitor, un mângâitor. Ce frumos vorbește fratele Dragă în toate poeziile sale și toate vorbirile sfinților din toate timpurile. Țintesc spre acest mângâitor care va fi cu voi până la sfârșitul veacurilor, a zis Mântuitorul. Pentru că până la sfârșitul veacurilor va fi nevoie de El. Cea mai mare nevoie veți avea de El ca să puteți birui. S-a spus aici de biruință mai înainte. O, dragii mei, mare minune a făcut acest mângâitor. Eu amintesc acum, îmi povestea odată fratele Petrică Terlai, da? Povestea odată fratele Petrică Terlai de la Timișoara, de când a fost în închisoare. Deci am ajuns într-una din zile atât de înfometat, atât de chinuit, încât mă plimbam prin un coridor și simțeam că pleznesc. Pleznește stomacul în mine. Pleznesc măruntaiele în mine. Nu mai puteam. Atunci Dumnezeu a făcut o minune. Un porumbel a apărut. Nu știu de unde, prin tavan, nu știu cum. Dar a apărut un porumbel și l-am văzut. În momentul în care a apărut porumbelul acela, dintr-o dată toată usturimea aia, tot focul acela lăuntric s-a împrăștiat, a dispărut și am rămas într-o stare normală. Avusese o suferință grea, o infecție pe toată pielea, încă înainte de a fi închis și a fost aruncat în temniță cu chinurile acelea, pe lângă cele care le avea în închisoare. Deci în momentul acela și infecția de pe pielea mea, care mă chinuia îngrozitor, a dispărut. În povestea plângând, dragii mei, mângâitorul, ce dulce și ce minunate minuni face El în viața noastră și în viața mea, în atâtea suferințe și necazuri cutremurătoare prin care Dumnezeu a făcut să trec. Mângâitorul, Doamne, Mângâitorul, dragul Mângâitor, ce minunat a lucrat El. Când priveau la mine toți și plângeau, nu puteau face altceva. Eu mă zvârcoleam în chinurile morții. Atunci numai El, Mângâitorul, a fost acela care a alinat, a ușurat durerile cele mari și grele. O, ce necesar și de cât de nevoie a fost de acest drag și dulce mângâitor. Să ne ajute Domnul ca să-L primim în inimile noastre, să îi facem locul cel mai de cinste în inima, în sufletul, în viața, în familia noastră și să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt. Așa cum ne învață și ne sfătuiește pe noi cuvântul lui Dumnezeu, să nu-L întristăm, frații mei, că este cel mai minunat și necesar dar pe care ne l-a dat două dragul nostru Mântuitor. Vom avea de suferit și de luptat mult. Domnul să ne ajute. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.